Mai este puțin până când severinenii vor avea parte de cel mai modern complex sportiv din România. Este vorba despre bazinul de înot din municipiul Drobeta-Turnu Severin, unde lucrările se află într-un stadiu avansat. În această dimineață, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers pe șantier pentru a verifica stadiul proiectului. Reabilitarea bazinului de înot din Drobeta-Turnu Severin este un vis al tuturor locuitorilor din această zonă, fiind unul dintre cele mai importante proiecte implementate în orașul nostru. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers pentru a verifica stadiul lucrărilor. Veștile sunt bune pentru cetățeni, întrucât se lucrează într-un ritm alert. Bazinul de înot este un obiectiv de investiții care se realizează de către Consiliul Județean Mehedinți, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții. Am revenit astăzi pe acest șantier să văd modul în care au evoluat lucrările și sunt mulțumit de ceea ce am constatat. S-a lucrat intensiv aici chiar și pe timpul iernii, iar acum de când s-a îmbunătățit vremea se vede că se lucrează foarte bine și avem speranțe că la momentul septembrie, dacă nu oricum până la sfârșitul acestui an, toată această clădire va fi gata și sperăm să-i facem recepția, urmând ca în același timp să începem și noi lucrările, urmând să facem, așa cum spuneam, parcarea din apropierea bazinului. Este un obiectiv atât de așteptat de către severineni, dar și de către ceilalți tineri, mai ales din județul nostru, și mă bucur că avem posibilitatea, în sfârșit, după mulți ani, să readucem în circuit bazinul de înot. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, este încrezător că la finalul lucrării mehedințenii vor avea cel mai modern bazin și un centru multifuncțional cu spa, masaj, jacuzzi, sală de fitness și salină pentru copii. Totodată, această clădire va lua ochii fiecărui turist care va trece prin municipiul nostru și va corespunde organizării evenimentelor olimpice. Firma care a câștigat licitația are un istoric foarte bun, ceea ce ne oferă încrederea că această investiție va fi realizată în termen sau poate chiar puțin mai devreme. Bazinul de înot va fi cu siguranță o mândrie pentru severineni, dar și pentru întreg județul Mehedinți.